Ioana Soare vă prezintă știrile Canal Sud. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Vasile Liuț a declarat că Valentin Barbu este candidatul de serviciu al PNL, mai multe detalii la știri. Aur Călăraș a prezentat candidații Daniel Florea și Dragoș Coman, candidează pentru Consiliul Județean, respectiv pentru Primăria Municipiului Călăraș. Mai multe informații în minutele ce urmează. Proiect de asfaltare al drumurilor din bugetul local în comuna Chirnoș, despre ce este vorba, aflați în jurnal. Astăzi, conferința de la sediul Partidului Social Democrat Călăraș a avut în prim plan relația dintre Vasile Iliuță și Valentin Barbu, fostul prefect al județului Călăraș. Tensiunile dintre Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, și Valentin Barbu, fostul prefect al județului Călăraș, sunt bine cunoscute de cetățeni. De la refuzul liberalului de a-l saluta în public pe președintele social-democraților, la numeroasele acuze aduse la adresa lui Vasile Iliuță, relația dintre cei doi politicieni a devenit din ce în ce mai tensionată cu trecerea timpului. Învestirea noului prefect liberal, Valentin Deculescu, a dus în prim plan neînțelegerile dintre Vasile Iliuță și Valentin Barbu. Momentan, părerea social-democratului despre noul prefect este una bună, acesta chiar dorindu-și o colaborare de bun augur pentru cetățeni. Îl felicit pentru preluarea funcției de prefect și sper să avem o colaborare bună pentru ce înseamnă perioadele de alegeri prin care județul Călăraș și țara românească va trece, europarlamentare, locale, prezidențiale și parlamentare pentru Parlamentul României. Nici vicepreședintele Partidului Social Democrat Călăraș nu are o părere bună despre fostul prefect, acesta exprimându-și nemulțumirea. Domnul președinte a fost puțin mai blând. Oricine vine pe acest post va putea să facă treabă mult mai bună decât a făcut fostul prefect. Nu există de domnul Deculescu sau oricine vine, un om chiar la întâmplare dacă îl luăm. Pentru că a fost un incompetent total. Dacă la nivel național coaliția PSD-PNL dă semne că funcționează, la Călăraș lucrurile stau complet diferit. Conform președintelui Organizației Județene a Partidului Social Democrat Călăraș, învestirea noului prefect fără participarea colegilor din celelalte formațiuni politice demonstrează că această coaliție nu a existat niciodată în județ. Cred că a primit dispoziție politică să fie decât singur, să se investească singur, fără echipa lui politică și fără echipa din coaliția pe care funcționează la nivel național. A făcut declarație publică că vreau să colaborez cu noul prefect pentru binele județului. E dorința mea de a colabora pentru binele județului. Acum că Valentin Barbu va candida din nou pentru șefia Consiliului Județean, Vasile Iliuță a blamat decizia lui Ciprian Pandea de a-l propune pe Valentin Barbu pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călăraș. Eu cred că domnul Barbu e candidatul de serviciu al PNL. Asta consider eu astăzi, introducându-l pe domnul Barbu, când putea să facă un sondaj și să găsească cel mai bun candidat, să intre în competiție cu candidatul PSD, adică Vasile Iliuță. Ieri, Organizația Județeană Alianței pentru Unirea Românilor Călăraș a prezentat candidații ce vor figura pe listele electorale din 9 iunie. Prin intermediul conferinței organizate seara trecută, formațiunea politică condusă de deputatul Daniel Florea a definitivat și proiectele politice pe care candidații intenționează să le implementeze în localitățile din Călăraș. Organizația Județeană Alianței pentru Unirea Românilor a prezentat ieri candidații pentru alegerile electorale din 9 iunie. Conform președintelui Organizației Județene Asociației pentru Unirea Românilor, Daniel Florea, candidații au fost aleși după meritocrație și implicarea în viața comunității. Această echipă de oameni minunați nu a fost aleasă nici la întâmplare, nici la recomandările nimănui, ci am ales mergând la fiecare dintre ei acasă. M-am întâlnit cu ei la ei acasă, am văzut cum își sărută soția, cum își îmbrățișează copiii, cum se poartă vecinii cu ei, cum se poartă oamenii din localitate cu ei. Am văzut dacă e curat la ei acasă. Nu dacă au bani mulți, nu dacă au case mari, ci dacă la ei acasă e curat. Pentru că omul care face pentru el și pe care îl iubește familia și pe care îl iubesc vecinii și care are curat la el acasă, acel om poate să aibă grijă de o comunitate. Și toți oamenii aceștia pe care îi vedeți aici așa sunt. Mulțumesc.
Conform spuselui lui Daniel Florea, alegerea candidatului pentru primăria municipiului Călăraș a fost ușoară, dar actul de convingere a fost mai dificil. În cele din urmă, Dragoș Coman a acceptat propunerea lui Daniel Florea pentru funcția de edil al municipiului Călăraș. Sunt Dragoș Coman, am 42 de ani, sunt din Călăraș, soț al unei soții frumoase, deștepte, cel mai important înțelegătoare, care, din păcate, pentru mine urește politica, dar sper că nu urește toți politicienii, care ar fi probabil și în curs. Și sunt tata doi băieți minunați, sunt antreprenor, cred că nu știu domnule Muhammad, și cred cu tărie, la fel ca și dumneavoastră, că fără antreprenoriat nu există evoluție, nu există nici măcar cetăți, nu există nici măcar orașe. Cetăți, cum spuneam, vechii greci. Nimic nu există și cu toții că administrația și statul n-a produs și nu o să producă niciodată plus valoare, decât pentru confortul cetățenilor ei, dar din păcate multe localități nu se vede. Vreau să înțelegeți că sunt pregătit să fiu reprezentatul dumneavoastră a călărășenilor pe acest scaun onorant de primar al municipiului Călăraș. Peste 500 de persoane au asistat la prezentarea candidaților Alianței pentru Unirea României în sala Barbu Știrbei. Invitați de seamă au participat la evenimentul organizat de Daniel Florea, candidatul AUR pentru președinția Consiliului Județean Călăraș. Astfel, Marius Lulea, prim președinte AUR, Mohamad Murad, coordonator regional, Gheorghe Piperea, candidat la europarlamentare, Mugur Mihăilescu, candidat la europarlamentare, Marian Dumitru, Virgil Dumbravă, Stelian Toza și Alexandru Buricea au luat cuvântul pe scena sălii din Călăraș. Ca orice român, fermier, antreprenor, zidar, trebuie să mă duc la muncă. Așa că dimineața am fost la muncă și după amiază am fost nevoit să fiu aici. Fără să mai am timpul necesar să trec pe acasă, să reușesc să mă schimb astăzi. Pentru că România nu e ținută în picioare de politicieni, ci este ținută în picioare de munca celor din sala aceasta. Mă doare și nu pot să fiu fericit într-o lume tristă. Nu pot să simți bogăție între lumea săracă. Mă întreb, oare de ce tot timpul de 34 de ani oameni joacă la loto, toți oameni de rând pierd, de ce cei mai săraci și câștigătorii întotdeauna sunt politicieni. Oare au noroc sau noi avem gunion? Duceți vorba din gură în gură. Ce înseamnă extremismul nostru de AUR? Partidul extremist AUR și-a desemnat candidații la Călăraș. Ia uitați, extremiștii! Spuneți-le tuturor că astăzi partidul extremist AUR, care militează pentru mamă, tată, pentru bogăția țării prelucrată în țară, și-a desemnat candidații în încă un județ. Din gură în gură vorba asta trebuie dusă. În Chirnoge, autoritățile locale se angajează în modernizarea infrastructurii. Primarul Ștefan Ion a clarificat care sunt proiectele de asfaltare a drumurilor finanțate din bugetul local. În comuna Chirnoge, eforturile de îmbunătățire a infrastructurii sunt în plină desfășurare, reflectând angajamentul autorităților locale de a aduce beneficii semnificative comunității. Procesul de modernizare este în curs, iar administrația locală a inițiat demersuri concrete pentru semnarea contractelor ce vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente. Recent, primarul comunei, Ștefan Ion, a ținut să ofere clarificări referitoare la proiectele de asfaltare a drumurilor, care constituie un pilon esențial al acestei strategii de dezvoltare. Aceste lucrări sunt finanțate din bugetul local. Dragi locuitori ai comunei Chirnoge, după cum vedeți și dumneavoastră, și așa cum am promis la ultima mea intervenție de acum o zi, două, localitatea noastră se află într-un proces continuu de modernizare, să spun așa, de îmbunătățire a infrastructurii. V-am informat în ultima perioadă despre activități, acțiuni de semnare a unor contracte pentru modernizare, pentru asfaltare, pentru piste de bicicletă și v-am promis că vă țin la cuvânt cu tot ceea ce se petrece în localitatea noastră în acest domeniu atât de cerut, atât de necesar pentru noi toți. Iată că, așa cum am spus, am început
un proces de asfaltare în localitatea noastră, de asfaltare cu finanțare din bugetul local. Vor urma și alte asemenea activități, dar cu finanțări din alte surse, pe alte proiecte. Acum, după cum vedeți și din imaginile care se vor derula, vă voi arăta străzile care s-au asfaltat. Până în momentul de față, s-au asfaltat 3 străzi, strada Morii, strada Fluierului și strada Crinului. În zilele următoare, cu siguranță, în maxim 5-6 zile, vom mai asfalta și alte străzi pentru care avem toată documentația necesară aprobată, aceste străzi fiind următoare. Strada Ciclop, strada Tinichigiilor și strada Speranței, care este una dintre cele mai lungi care sunt cuprinse în acest proiect, așa cum am spus, finanțat de la bugetul local. Așa cum știți dumneavoastră și cum v-am obișnuit, nu mă voi opri aici, pentru că prioritatea numărul 1 în localitatea noastră este îmbunătățirea infrastructurii, este canalizarea, extindere de rețea de alimentare cu gaze, branșamente, racordări, modernizare stației de epurare. Toate aceste lucruri le vom face în perioada imediat următoare. Aceste străzi pe care le asfaltăm acum nu erau prinse nici în proiecte pe Anghel Saligny, nici în proiecte pe PNRR, nici în alte proiecte. Și am hotărât să le punem un covor asfaltic din bugetul local. Am hotărât și cred că bine am procedat, deoarece aceste străzi sunt repartizate pe diferite sectoare. Avem și în deal, avem și în baltă, avem și în mocănie, iar în perioada care urmează, prin PNRR, o să avem și în Bozii, o să avem peste tot. Localitatea noastră nu dispune, să spun așa, nici de jumătate din lungimea totală a drumurilor de asfalt. Așa că vă rog frumos să aveți încredere, pentru că prin proiectele pe care le derulăm și care le vom derula, cu siguranță vom ajunge să ne apropiem de 80-90% din drumurile din comuna noastră să fie asfaltate. Cred că împreună, cu seriozitate, cu susținere reciprocă, vom reuși să atingem acest obiectiv și cu toții vom fi mulțumiți. Între 8-14 aprilie, Brăila a fost gazda Cupei României, un eveniment de referință în lumea sportului pentru tineri. CSM Călăraș a strălucit în acest mediu competitiv, obținând numai puțin de 3 medalii, 2 de aur și una de argint. Finala categoriei de 40 de kilograme, două talente din Călăraș s-au confruntat, ilustrând clar forța și pregătirea echipei locale. Antrenorii Valentin Anghel și Georgian Anghel au fost factorii cheie în pregătirea acestor tineri sportivi, ghidându-i spre succes în competiție. Acest triumf nu doar consolidează reputația CSM Călăraș ca un club sportiv de elită, ci și inspiră tinerii din comunitate să-și urmeze pasiunea pentru sport și să-și atingă potențialul maxim. Este un moment de mândrie pentru orașul Călăraș și pentru întreaga echipă care a contribuit cu aceste realizări de excepție. Cupa României de cadeți, desfășurată săptămâna trecută în localitatea Brăila, competiție care a fost și criteriu pentru alcătuirea lotului național de cadeți care va participa la campionatul european de anul acesta. CSM Călăraș a participat cu 6 sportivi, 5 dintre ei aflându-se la prima competiție oficială. O altă generație crescută de mine, de fratele meu, dar și de Bogdan, pe care îl știți bine și care în ultimii ani ne ajută și face tot pentru a face performanță. Dintre cei 6 sportivi care au participat, am reușit să obținem 3 medalii, 2 medalii de aur și o medalie de argint. Un lucru îmbucurător și de notat în același timp e faptul că finala categoriei 40 de kilograme s-a desfășurat între 2 călărășeni. E a treia sau a patra finală, dacă nu mă înșel, care se dispută între 2 sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Călăraș, iar pentru noi cu siguranță e un motiv de mândrie, pentru că
să ai 17 sportivi prezenți la startul competiției la categoria 40 de kilograme, toți venind cu același gând, acela de a câștiga medalia de aur și de a se califica, de a face parte din lotul național care va participa la campionatul european. Să ai doi sportivi în finală, iar primul meci, sala de competiție la Brăila, sala sporturilor, să fie o sală de antrenament pentru noi, a fost un lucru care ne-a bucurat și că de asemenea un lucru care ne mândrim. Cine sunt campionii? Avem doi dintre ei. Avem doi copii prezenți, cel de-al treilea, din păcate, trebuie să recupereze și nu a putut fi prezent la momentul actual. Cașu Cristi Andrei, medaliat cu aur la categoria 40 de kilograme, și Buhaniuc Alexandru, de asemenea un copil extraordinar, un copil cu reale calități, singurul de fapt din cei șase care are o experiență mai mare și care a participat și la alte competiții, și el fiind campion la categoria 50 de kilograme și arătând, din punctul meu de vedere, poate cel mai complet stil de box din întreaga competiție. Cât este de greu pentru tine să faci asta sau ce simți? Este destul de greu, dar... De unde îți vine determinarea asta? Nu știu cum să vă spun, dar îmi place foarte mult să boxez și să îmi pierd timpul în sala de box. Cum faci să îmbine astea două lucruri? Să fii atât de puternic în ring și pari destul de sensibil, așa... Da, depinde acum, depinde de la persoană de persoană. Și trebuie să le... cum să spun? Să le faci pe amândouă. Câte medalii ai acasă? Am vreo două. Ce planuri ai pentru viitor? Vreau să devin cât mai sus și să mă țin de acest sport, să nu mă las. Cum este să lupți în același ring cu un coleg de-al tău? Nu știu, ai o emoție foarte mare, că știi că este colegul tău și faci sparing de atâta timp, dar e frumos să lupți cu colegul tău. Dar atunci când câștigi împotriva lui, ce simți? Mândrie, dar pe deasupra și puțină tristețe, deoarece știi că e colegul tău. Ce te-a determinat să încep să faci, să practici acest sport? Mi-a plăcut sportul ăsta deoarece am văzut la mai mulți copii și am să încerc și eu. Ai vreun idol? Da, Gervonta Davis. Aș vrea și eu personal să le mulțumesc atât doamnelor profesoare de la școala gimnazială Constantin Bucoveanu, cât și doamnei directoare, că ne-a înțeles, că ne-a oferit sprijinul dumnealor, pentru că în ultimele două săptămâni i-am învoit pe acești doi copii ca să poată veni și dimineața la antrenament pentru a avea o evoluție cât mai bună. Eu personal consider că pe Cristi, de exemplu, chiar și pe Alex, boxul i-a disciplinat extrem de mult, sportul fiind cu siguranță o altă formă de educație. Iar ei, în momentul în care vin în sala de box, muncesc, învață să lucreze după, să stabilească anumite obiective, să-și le atingă, muncesc în echipă, învață să colaboreze și învață lucruri care poate nu le înveți în școală, pentru că în școală, afară de materii, sunt lucruri care nu le prinzi atât de ușor pe cât ai putea să le prinzi în sala de box. Este aceeași disciplină, în primul rând. Exact, exact. Pentru a fi un bun sportiv ai nevoie de disciplină. Pentru a fi un mare campion ai nevoie și de școală. Nu poți ajunge mare campion dacă tu la școală nu ești ok, dacă tu nu încerci să înveți și dacă tu nu îți iei temele. Deci a face sport de performanță nu e pentru oricine. Iar ei cu atât mai mult să chinuie decât ceilalți care fac decât școală. Fac și sport de performanță și chiar sunt foarte buni. Școala necesită performanță și nu trebuie uitat că boxul, sportul unde victoriile glorioase, dar și înfrângerile dureroase sunt fețe ale aceleiași monezi, ne ajută mult să ne formăm ca oameni.
Campania Detector pentru Viață a fost lansată de Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, EON și Delgaz Grid la începutul acestui an. Scopul este instalarea gratuită a 7500 de detectoare de fum și 2500 de detectoare de monoxid de carbon în locuințele particulare din 20 de județe, inclusiv în județul Călăraș, în zonele cu cele mai multe incendii înregistrate. Campania Detector pentru Viață a fost lansată de DSU, IGSU, EON și Delgaz Grid la începutul acestui an în cadrul parteneriatului Împreună pentru Siguranță. Această campanie vizează instalarea cu titlu gratuit a 7500 de detectoare de fum și 2500 detectoare de monoxid de carbon în locuințe particulare din 20 de județe, printre care și județul Călăraș, în zone în care, conform statisticilor, de-a lungul timpului s-au înregistrat cele mai multe incendii de locuințe soldate chiar cu pierderi de vieți omenești. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență și împreună cu EON și Delgaz Grid, au inițiat o campanie Detector pentru Viață, care a debutat în mai multe județe ale țării, cum astăzi vedem și la Călăraș. La nivelul județului am primit 500 de detectoare, dintre care 375 sunt detectoare de fum, 125 detectoare de monoxid de carbon. Această campanie are menirea de a încerca să nu mai avem astfel de evenimente sau, dacă se produc, persoane să nu mai fie surprinse în incendiu. Dacă există un detector și o alarmare, atunci probabilitatea ca persoanele respective să fie surprinsă va tinde spre zero. Prima acțiune de montare a detectoarelor de fum și monoxid de carbon va avea loc în localitatea Roseți. Pe lângă montarea dispozitivelor, pompierii militari călărășeni vor instrui familiile beneficiare cu privire la modul de utilizare și întreținere a detectoarelor și au distribuit materiale informative despre prevenirea incendiilor și riscurilor intoxicării cu monoxid de carbon. Următoarele două localități vor fi Unirea și Jegălia. Am luat legătura cu, la fel și noi, cu unitățile administrative teritoriale unde au fost mai multe incendii de acest gen. Bineînțeles că au fost receptivi și prin grija personalului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență urmează cu colegii noștri să mergem la persoane la locuințele pe care acestea, unitățile administrative teritoriale le-au desemnat, să montăm aceste detectoare. Prima localitate cu care vom relaționa în sensul acesta este Rosețiu, după care vom continua, așa cum v-am spus, pe baza statisticii, unde s-au întâmplat cele mai multe incendii de locuințe și sunt localități, deci Unirea, Jegălia, Plătărești, Chiselet, Spanțov, Lehliu, am ales, adică cumva am discutat și sunt 25 de localități cu care am discutat în prima fază, în funcție de ce mai vom primi sau cum va continua campania. Cel mai probabil o să ajungem în toate localitățile și persoanele care într-adevăr doresc, că sunt și persoane care nu doresc, ne-am întâlnit și cu astfel de situații, puține, dar sunt și astfel de situații. Începând de astăzi, a început în județul Călăraș campania demarată de Inspectoratul General sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, campania Un Detector pentru Viață. Această activitate presupune montarea de detectoare de fum și monoxid de carbon în locuințele cetățenilor pentru a preveni situații neplăcute, situații de urgență, respectiv incendii, și a evita situații de genul decese sau incendii la aceste locuințe. Să iei un detector de fum și, Doamne ferește, să întâmple să ia foc ceva, ăsta imediat începe și te alarmează. Și măcar știi că s-a întâmplat ceva. Ieși afară, Doamne ferește, să nu se întâmple. Așa.
Ne apropiem cu pași repezi de Sfintele Sărbători de Paște, ocazie tocmai bună de a ne aminti ce înseamnă credința, dar și care este rolul acesteia în viața noastră. Credința este și subiectul de astăzi al emisiunii Spunem despre Călăraș, unde Alex Tudor îl are ca invitat pe Viorel Dinu, părintele protopop al protopopiatului Călăraș. Părintele protopop ne va vorbi despre misiunea de a fi preot, dar și despre importanța și semnificația postului Paștelui. Rămâneți alături de noi, emisiunea va fi disponibilă în câteva momente după jurnalul Canal Sud. Eu am învățat un lucru de la copilul meu cel mare, care într-o zi m-a întrebat dacă o să mor vreodată și copilul meu cel mare are undeva la 4 ani și 6 luni. M-a blocat câteva secunde. Atenție, m-a blocat câteva secunde pentru că nu știam ce răspuns să-i dau unui copil de 4 ani și 6 luni dacă am să mor vreodată. Fiindcă el spunea, răspicat, că nu dorește să mor vreodată. La care i-am răspuns, da, tati, nu o să mor niciodată atâta timp cât tu mă vei asculta pe mine și pe mama ta și atâta timp cât vei fi un om bun. Nu este un scop al omului, postul. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie ca noi să ținem post. Și noi avem nevoie să ținem post ca să ne apropiem de Dumnezeu. Cum îl cunoști pe Dumnezeu? Și prin acest mijloc numit post. Vorbeam de societatea ultraconsumistă și de alimentele care le pune de post. Acesta l-am putea numi postul alimentar. Dar cel mai important post, spune eu, este postul spiritual. Prima întâlnire cu Dumnezeu a fost când nașul meu a plecat la Domnul și mi-aduc aminte la casa nașului meu a venit preotul pentru a citi slujba stâlpilor, cum se numește, și cred că aveam undeva la 8-9 ani și mi-aduc aminte că după ce a plecat preotul din casă, i-am spus tatălui meu că eu vreau să mă fac și eu preot. Și zic, hai să ținem post. Țineți noastră post, țin și eu post. Și mama și tata și cine mai aveți noastră, pe cine mai aveți noastră apropiat, ținem post toată ziua astăzi. Post negru, adică ajunare, nu mâncăm, nu bem nimic. Și după aceea vedem ce se întâmplă. Dom'le, și am ținut post cu toții în ziua respectivă și am luat examen. Postim și pentru anumite lucruri, pentru un examen postim. Postim pentru cineva bolnav. Nu-ți trebuie urechi de iepure să ne auzi. A, nu? Că eu le am deja. Pornește radioul și ascultă ce te paște de Paște. Un concurs v-ați prins. Așa cum ne este tradiția, coșuri cu bunătăți, vouchere, aranjamente special create pentru masa festivă. Vreo 18 premii la număr. Plus marele premiu oferit de Canal Sud. Mielul pe care îl botezăm împreună cu voi în direct pe 30 aprilie. Găsește postarea de înscriere la concurs pe rețelele de socializare, dă-i un share și urmează pașii prin care unul din premiile oferite de sponsorii noștri poate fi al tău. Ciulește urechile! În ultima zi din aprilie, de la 9 dimineață, live la Radio Voce Scampi. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Dacă suntem atenți, vom remarca de pe urma reacțiilor noastre că nu mai știm cine suntem noi de fapt și n-am asociat prea mult timp cu etichetele pe care ni le-au pus ceilalți. Ne simțim vinovați, ne punem pe primul loc și îi prioritizăm mereu pe ceilalți, ceea ce ne stârnește furie și frustrare. În continuare, haide să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec, energia ta incitantă și pasiunea se vor amplifica în această perioadă. Ai oportunități noi în carieră și relații. Fii deschis la schimbări și vei obține succesul dorit. Taur, încrederea în sine și perseverența te vor ghida spre realizarea obiectivelor. Este important să-ți menții calmul în fața provocărilor și să fii deschis la colaborare în relațiile personale și profesionale. Gemeni, curiozitatea ta neobosită și adaptabilitatea vor fi cheile succesului în această perioadă. Ai ocazia să-ți dezvolți abilitățile și să-ți extinzi rețeaua de contacte. Fii deschis la noi idei și experiențe. Rac, familia și siguranța emoțională vor fi prioritățile tale. Este important să-ți acorzi timp pentru a-ți îngriji sănătatea și bunăstarea mentală. Fii deschis la comunicare și sprijină-i pe cei dragi.
Leu, creativitatea ta și încrederea în sine te vor ajuta să strălucești. Ai oportunități în carieră și proiecte care îți vor aduce recunoaștere și satisfacție personală. Fii deschis să-ți exprimi viziunile și să-ți asumi riscuri calculate. Fecioară, disciplina și organizarea ta vor fi de mare ajutor în atingerea obiectivelor tale. Este important să stabilești priorități și să fii atent la detalii. Fii deschis să-ți îmbunătățești abilitățile și să fii receptiv la feedback. Balanță, echilibrul și armonia vor fi aspectele pe care le vei căuta în această perioadă. Este important să-ți acorzi timp pentru reflectare și să stabilești limite sănătoase în relațiile tale. Fii deschis să-ți explorezi sentimentele și să comunici deschis cu cei din jur. Scorpion, pasiunea și determinarea ta vor fi puternice. Ai oportunități de transformare personală și profesională care îți vor aduce satisfacție și creștere. Fii deschis să-ți explorezi laturile mai profunde și să-ți asumi riscuri calculate. Săgetător, optimismul și aventura ta te vor ghida în următoarele zile. Ai oportunități de călătorie și învățare care îți vor deschide noi perspective. Fii deschis la noi experiențe și la cunoașterea altor culturi și idei. Capricorn, responsabilitatea și perseverența ta vor fi esențiale în atingerea obiectivelor tale. Este important să stabilești obiective realiste și să-ți gestionezi timpul eficient. Fii deschis să-ți asumi liderul și să susții viziunile. Vărsător, originalitatea și independența ta vor fi aspectele tale definitorii. Ai oportunități de inovare și schimbare care îți vor aduce satisfacție și succes. Fii deschis să-ți urmezi pasiunile și să-ți asumi riscuri în căutarea propriilor tale drumuri. Pești, intuiția ta și empatia vor fi de mare ajutor în această perioadă. Este important să-ți acorzi timp pentru reflectare și să-ți asculți vocea interioară. Fii deschis la exprimarea emoțiilor și la susținerea celor din jur. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată. Acesta a fost principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș și ne puteți asculta întotdeauna pe Radio Voces Campii. Nu uitați, dacă ați fost martorii unor evenimente care pot deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi bună în continuare, ne revedem și mâine!